Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne aflăm pe Skincraft în fața plotului meu, deoarece astăzi vreau să dau o notă fiecăruia. Și plot, și magazin, și casă, și tot. Bine, nu tot sau magazin, adică niciodată am un magazin. Și de aceea ne aflăm și pe patrole, ca să ne mișcăm mult mai repede. Ia uitați pe șeful patrole. Și vreau să încep din capătul orașului, deoarece vreau să fie tot organizat. Adică o luăm așa, poate mergem și pe aici. Adică cine merge în zona aia, fiți sinceri. Acolo stau oamenii cum ar fi, nu știu, Caluga. Na, glumesc. What? Cine e persoana asta? Mă credeți că n-am văzut niciodată pe Skincraft, dar uitați care skin. Așa că v-am zis, poate să fie skinul, nu știu, extrem de detaliat, extrem de șmecher. Dacă nu are casă sau ceva, scade, punct. Știți? Și cum avem aici pe Maria, cu un skin ok, adică și părul e făcut, dar plotul e gol, are niște uițe. Și fiind doar skinul, o să fie o nota 5. 5, adică, aolo, stai că mă simți de păr. Următorul skin ne avem pe Easy Basti cu, stai, cu Easy Leti, nu? Și din câte știu, au casele conectate. Ia uite, tot skinul lui e reinforced. Dar dacă lăsăm pe patrocle, nu, patrole. Mă, ce faci, mă, să omoară? Dacă sunt patrole aici în fața casei, putem, cred că putem intra în sus fără nimeni. Dar hai să începem cu skinul. Adică skinul e destul de simplu. Bine, nici n-a avut mare skin, dar e ok. Adică la păr putea să fac cum a făcut Leti, Maria, scuze, să-l facă mai tăia puțin, dar skinul e ok și compensează plotul. Adică iau toți câini, papagali, cred că are și pisici, are o fermă, are patul pentru câini, tot felul de crate-uri, chest-uri, o căsuță pe care doresc să o văd. Opa, stai să ne iasă ăștia mici. Are geamul spart, ok, nu o să întreb. Văd că are o fermă pentru tot. Scară, deci casa asta are două etaje pe... Oulu! Ok, trebuie să-l bag înapoi acum. Vezi încoace toți. Are un de chest, chiar dacă e gol, nu contează, tot le are. Să fie sigură că nu rămâne fără spațiu. Iar acum o să intru în casă. Dar în casă ce nu pot să intru, fiindcă este reinforced. Dar, v-am zis, sunt conectate. Văd că are o cameră secretă, în care nu știu dacă să intru, dar o să mă invit singur. Cu portalul de nether, niște furnace-uri și după cum am zis, se conectează. Așa că la Easy Basti o să începem din casă. Lui Easy Leti o să-i dau nota 9, doar ce e și skin-ul șmecher, și plotul șmecher, și animale, și ferme. Ia uite-l pe Easy Basti cu ferma asta insane. Plus, nu știu ce aici, ceva bucătărie, se îmbată noaptea aici cu lapte sau ceva. Și la fel are un plas de cisturi pe care nu le folosește, măcar sunt ordonate de la emerald, de la tot. Camera de enchant, cred că e maximă. Nu știu dacă urcăm aici sus. O să... ce o să vedem? Ce mai pui în casă dacă ai toate chestiile alea la subsol? Sorry, you cannot use this scanner. What? Ah, ăla. Ok, nu mă mai uit. Are patul roz, ok. Altă bucătărie, nu știu ce face cu atâta bucătării. Un papagal, ok, puncte pentru animale, nice. Și plus capul gol. Da. Ar fi urât să zic că nu mă miră, dar sincer. Ok, acum că am reușit și eu să ies de pe plotul lui Easy Basti, prin care se iese și se intră prin același loc ăsta, așa că a trebuit să o colez, să merg pe la Leti și să ies pe aici. Vedem că are un waystone, niște plușuri foarte șmechere, o lamă și o oaie. Un grătar, un câine, mamă, a făcut o teță întreg pentru câini, toți trei câinii. Un stup, ăsta n-am idee ce e, nici nu vreau să știu. Un cal care e pe cale să fugă. A fugit. Un panda, n-am văzut un panda până acum, prin tot timpul care a stat pe Skincraft, n-am văzut un panda și am explorat o grăză de blocuri, ia uitați. Un panda n-am văzut. Ușa, mă miră că n-are și casa securizată în halul ăsta. Casa e cam goală, sincer. Adică față de Easy Leti, care o avea decorată, casa e puțin cam goală. Așa că, nu știu, tot ce pot să-i dau ar fi un 7-8. Mi-a plăcut interiorul și mi-a plăcut și ideea că sunt conectate. Adică a fost interesant interiorul, cât de cât subsolul mi-a plăcut cel mai mult. Dar pe afară se putea mai bine, adică are o groază de spațiu liber, având și un plot extrem de mare. Adică față de plotul meu, care are, nu știu,
10 blocuri lungime, el are are o groază de spațiu să modifice full de chestii și na, casa e goală, adică e doar exteriorul. Urmează cine e aici? Coco Ștefan. Coco Ștefan YouTuber. Vă care niște blocuri de diamant pe care o să le fur la asta. Ok. Nu. O fac după video. O casă de o... Ok, nu. Nu, discul ăsta m-a terorizat. Dacă pui discul ăsta, se vede pe tot serverul, ca idee. Dacă intrați vreodată pe Skincraft, se vede pe tot serverul. Asta e ce aici? Viviana Roy YouTube. Nota 3. Nota 3. N-are nici skin și e gol. Ia uite-l pe Coco Ștefan. Ce are, mă? Mare coșuri pe gât? Ce s-alea? Oulu! Ok, deja are puncte scăzute că m-a lovit planta lui din grădină. O să începem cu, nu știu, cu casa la el. Că văd că e foarte detaliat, adică s-au folosit de spațiu foarte bine. El fiind unul din cei cu plotul mic față de ezibaștii, el s-a folosit, s-a încadrat foarte bine, adică are... Deci am venit... Mă, pui urăs plantele. Are table-ul ăsta în pământ și aici vă care reușește să-și pun de toate. La grătar, până la foc, până la o mini-fermă și are tot. Enchant, disenchant, stone cutter, chest și are și casa, casa a lăsat-o simplă cu niște paturi și două canapele. Aici nu știu dacă are vreo cameră secretă și vă care și skin reinforced. Dar mi se pare că am intrat odată și este de cât de cât detaliat. Dar momentan aici pus dau notă doar pe skin plus curte și cum lui Leti am dat 9, lui Baști am dat 7, parcă. Nu am să-i dau 8, doar ce este între, știți? Adică nu e foarte bun, nu e nici foarte slab. Și e ok, adică skin-ul e ok. Îmi place că față de majoritatea, inclusiv eu, capul nu e pătrăsos, a făcut la păr. L-a făcut mai multe straturi. Și următorul este Vladus Pitonu, care este un membru nou al Skincraft-ului. Și el a primit un salariu de 70 de nusoși, chiar dacă a intrat de două ori pe server, din câte știu. Și nu cred că i-a fost adus la cunoștință că trebuie să-și facă propriul lui skin. Așa că ce s-a gândit Vladus? Să-și facă o casă pe tot plotul. O să începem de la parter și, sincer, el... N-am să se reproșez, am în vedere că a intrat în câteva zile și deja și-a făcut atâtea chestii. Eu sunt pe Skincraft de lună jumate și de-abia m-am făcut skin-ul. Adică... Da, și a făcut o casă de două etaje și deja are și anumite chestii înăuntru, ceea ce e foarte interesant. Aici n-am prea apucat să-și pună uși, cred că a vrut să lase totul mai open. Dar din cauza că n-are skin și are doar casa, o să-i dau, nu știu, 6. Deoarece înțeleg că nu e de mult timp, doar că trebuie să-i... Na, să le dau note tuturor la fel. Și am zis că skin-ul e o mare parte, deoarece de-aia sunt niște Skincraft. Următorul avem pe Lucia, care are un plot... Cred că mai mare ca Izibaștii, nu? Doamne, cât tălare! Și... Vă care de toate, adică are, nu știu, 5 case pe lângă skin, care skin-ul în loc să fie făcut dintr-un bloc. Nu vorbim de băiatul ăla. Ea are, pe lângă casele astea, nu știu, de vrăjitoare, are cât 7-8 blocuri diferite, în afară de culori. Și cred că în skin-ul poți să intri, dar... Ai o mină secretă pe care am văzut-o, e imensă, deci pe lângă că minează la ea în casă. Are ce mă asta? Fermă de pickaxe-uri. Are skin-ul și înăuntru nu cred că a făcut mare lucru. Da, nu, e gol, urci până sus. Da, totuși, l-a făcut insane de bine. Și are... Doamne, câtă imaginație are, are copaci, pisici, fân, multe pisici. Un turn de veghe sus. Nici cred că poți să urci. Are ăsta care e o fântână. S-a folosit foarte bine de Disenchanter. O casă cu... Nu! Ok, nu-i bine. Intră. Ok, n-ai voie să scap. Are extrem de multe... Lu! Așa, perfect. Văd că are extrem de multe lucruri și chiar n-aș vrea să umblă. Are extrem de multe case și pot să zic cu mâna pe suflet că e primul plot de nota 10 față de Jakey, îl urăsc pe Jakey. Ia uță-l. Are o dată de albine, copaci de junglă, a vrut să fie cale la casă, copaci mari, o zonă de grătar, un skin destul de simplu. Skin-ul dinainte era mult mai tare, adică pe skin-ul ăla puteam să-i dau 5 puncte din
nu știu, 6 sau ceva de genul. Dar pe ăsta nu poți să-i numai mai mult de 3, din simplu fapt că e tot negru și o față zâmbitoare. Interiorul este destul de ok, l-am văzut pe alt video, în care vă recomand să vă uitați, i-am făcut mare prank și am intrat și la el în casă, în skin de fapt, deoarece casa este și ea foarte bine făcută, cu multe plușuri. Cum ăsta-i capul lui Vlad? Doamne, și capul lui Iris, păreri? Da, deci are multe plușuri, niște pisici, un câine. Salut, frate! Pleacă-o de aici. Un bol de mâncare, niște papagali. Și... aici ce face o altă? Mamă, cred că îi place mult carne, adică pe lângă care zon de grătar, mai are și friptură. Aici, văd că și-a făcut un drum care să ducă la... ce stă, mă, altă bucătărie? Doamne, un căciuz rău de tot. Și duce la mare, deci a făcut propriul lui drum spre mare, care duce de fapt la bărci. Dar nu știu dacă e a lui, bună ziua, domnul șef polițist. Nu știu dacă e a lui. Port. Ah, ok, deci aici e ca să pleci de pe skincraft, cred că o să o fac în curând, că mi s-a luat. Da, skin-ul e ok, interiorul mă refer, adică are și o cameră secretă, are casă destul de detaliată, la fel și plotul. Și eu zic că merită nota 8. Dacă lăsa skin-ul vechi, era de nota 9, dar, na, asta înseamnă nota 10, sincer. Skin-ul AID-ei urmează, deoarece urâm poliția, ca de obicei. Skin-ul AID-ei a luat foc. Când a fost mare război pe SkinCraft, mafia versus poliția, a luat foc. Și avea o casă în copac extrem de șmecheră, cred că e singura casă din copac. Știu cum avea cineva, da, uite, mai avea și Alpha. Doar că ea avea o casă de studiu și mecheră în copac, plus o casă normală. Și a luat foc totul, adică skin-ul a fost reparat de Lucky, că și-l luase foc. Îi lăsă tot plotul foc, sincer. Că avea minciaturi pe arme și dădea foc la fiecare bloc și asta a ajuns. Dar înainte vă pot spune garantat că era un plot de nota minim 8. Acum nici nu pot să-i dau nota deoarece n-am la ce. Doar la skin, care mi se pare că nu are nimic pe interior, da, n-are... da, n-are nimica pe interior. Deci, o să zic nota 7-8, probabil e păcat, că nici n-a mai putut să intre, nici n-a mai intrat și asta a ajuns din plotul ei. Deci da, o să lăsăm la 7 și în continuare avem pe Insanity. Urăs plotul ăsta, îi dau nota, nici voi la el, nota 2. Și asta nota 10. Că, nu știu, îmi place skin-ul foarte mult. Plotul e plin de câini și niște muzică, îmi place foarte mult muzica. E foarte... s-a folosit de spațiu foarte bine. Înăuntru al făcut e foarte frumos, cu multe culori. De aceea o să-i dau nota... sincer, va fi primul skin de nota 11, adică zice cu steluță, ok? Deci skin-ul lui Fanny Sal, incredibil. Și nici nu știe de mult pe server. În continuare mergem cu acei, că sunt doar două skin-uri și după mergem în zona aia unde sunt o groază. Avem skin-ul nociv, care are o intrare foarte frumoasă cu pietre, flori, gardul de frunze, multe flori. Adică a vrut să-și ocupe spațiu doar cu flori. Na, nu și-a făcut o casă sau ceva, deoarece casa lui este în skin. Mi se pare că are doar un etaj, iar aici nici nu vreau să mă uit. Deci, nu știu, skin-ul cu skin-ul 5 plus grădină încă 3, cred că ar merge nota 8, sincer, deoarece în interior n-am făcut nimic și nici casă n-are, adică în interior a pus un pat și niște, nu știu, crafting table-uri sau ceva. În continuare avem skin-ul lui parcelă domnișorul Sebastian Dani 700 cu de-asta mailbox, ia uite, are pânză în el, nu-l vizitează nimeni. Ia, eu întind așa peste tot, să fie pânză peste tot. Și dacă intrăm avem skin-ul foarte șmecher, adică e mai multe blocuri și skin-ul este chiar greu de făcut, având în vedere că are, nu știu, 5 culori diferite și este destul de greu să obții anumite blocuri. În interior văd că a pus destul de multe chestii, n-are o cameră dedicată unui lucru în sine, aici văd că a pus niște dărtalandala. Da, pe aici s-a dat bătut, n-a mai pus nimic, adică are jos de tot niște mese, niște scaune. Și am mai pus aici la mișto un chest care probabil are... mamă, câte daste de moarte are! Eu îl arunc, nu-mi trebuie așa ceva. Și... mă, ce? Mi-am pus risc... Doamne, că dacă mă respondeți de aici, mă duc. În curte n-a făcut nimic, are niște case de cablestone cu două paturi fiecare sau...
ăsta n-are nimic, a scos 4 de aici. Are o băncuță, o alee micuță. Da, a scos totul. Făcare un acoperiș roșu. Da, Sebastian Dani, nota 6. Deoarece așa vreau eu, ok? Următorul este Knuckles din Sonic, a.k.a. Lucky, care a decis să-și facă plotul lângă bancă ca să fure foarte ușor. Având în vedere că deține magazinul de securitate, a reușit să-și facă rost de chestiile astea care, da, nu vreau să mă apropii. Este foarte periculos să calci pe plotul lui, deoarece nu știi niciodată când o să te împuște cineva, cum ar fi un sentinel. E și frică să calc mai în față. Deci, curtea s-a folosit maxim de al. Atenție, mușcă. Da, omul doarme. Cred că e un pluș. Nici... Da, e animal împăiat. Are o trambulină. Aici, cred că face chestii ilegale. În piscina asta, cred că a făcut pe el. Nu știu, totul foarte înghesuit. Adică, față de alte ploturi, aici are multe chestii. Adică are fermă, un coteț. Dar sunt prea multe chestii într-un spațiu prea mic. Adică, e haos total. Dar totuși, skin-ul aici e foarte șmecher. În interior nu știu exact ce are. Bănuiesc că a făcut și pe acolo ceva, văd niște chestii. Dar, da, adică putea să fie un plot de 9, chiar 10. Dar din cauza chestiile cred că să-i dau un 8. Eu zic că e ok. Eu zic că e ok. Aici l-avem pe Alpha. Pe plotul Alpha, sincer, n-am mers niciodată. Am mers o singură dată. Cred că am mers o singură dată, când a trebuit să-mi iau un Anvil sau ceva. Dar în rest nu mi-am inteles să fie călcat pe aici. Alpha Scrib. The Crib, ok. Are niște poze, niște băncuțe. Șmecher, are un râu de ăsta micuț. Cu un pod și o căsă în copac. V-am zis că el este singur. Era și Aida, doar că acum este singur cu o casă în copac. Foarte frumoasă, foarte simplă. Ceea ce în anumite cazuri, cum ar fi acesta, simplu e mai ok. O să iau și o să mă duc în asta. Asta e că nu știu falling damage. Și, nici eu. Are o pisică, iar înăuntru... Da. Am venit să folosesc anvil-ul. Văd că intre prin picioare, deci deja miroase pe aici. Și urci la el pe plot. Da, aici cred că intri prin celălalt picior. Sau... oare unde duce celălalt picior? Că văd că nu duc în același loc. În continuare mai are niște chestii. Da, interiorul chiar ok, adică s-a folosit de spațiu foarte bine, având în vedere că față de toate skin-urile, adică, uitați să vedeți la ce mă refer, toți am skin-ul așa în picioare normal, și Alpha l-a pus așa într-o poziție șmecher în genunchiat, chiar dacă are un picior mai mare ca altul. Aici vă care o mini fermă, care duce la o altă fermă, adică sunt două etaje, și sincer, pot să-i dau nota 9, adică mi-e greu să dau nota 10 când am dat 10 la... plotul Luciei, fiind plin cu tot felul de căsuțe și chestii, dar poate să fie mai indulgent și, da, 9.50 merge, dar nu-l rotunjez la 10, chiar dacă așa se face, e ciudat. Aici avem casa mea, a doua casa mea, canalizare, chestia asta e un proiect abandonat, s-ar putea să facem un metrou, din câte am auzit, sincer, nu o să-l folosească nimeni, o să fie mai abandonat ca căsuța de mail al lui Sebastian. Și aici, cui e skin-ul ăsta? Bogdan GG, mamă cât de pitoc e. Văd că e unul din băieții cu plotul mai mic. Și totuși l-a lăsat simplu, adică a pus niște copaci aici, cu o mini fermă, ca să aibă tot ce trebuie și o căsă mică rău de tot. Și o căsă mică rău de tot, aici, nici nu pot să intre aici. Are un mamă, e fermier adevărat. Deci, o să-i dau puncte pe faptul că cred că e cel mai bogat în resurse naturale. Și are și o mină aici, neacoperită, de nimic. Dacă vreți, puteți să veniți să-i furați minereurile. Sincer, e un plot de nota 7, doar că, după cum am zis, e cel mai OP fermier de pe Skincraft. Așa că o să-i dau nota 8. Și vă care și un mini foișor Alpha. Dar v-am zis, 9.50 este nota potrivită pentru el. Mai avem încă 3 skin-uri. Aici avem pe Kitty, pe Kaluga și pe Houdinașul. O să începem cu
burlogul lui Kitty, unde are niște lame care vreau să mă scui pe ea, scuipă-mă. Bă, e nesimțit, a dat pe lângă. Aici avem un stack de pillager, un alt animal împăiat. Nu știu ce ar trebui să fie chestia asta. Ăsta e un cub Rubik, probabil. Alt cub Rubik. Da, deci a făcut ceva în interior, dar bine că nu este arhitect, ok? Bine că nu este arhitect, aici văd că a lăsat destul de gol. Este mai ok ca plotul lui Bogdan, dar nu mai bun ca plotul lui Basti, care a luat 8. Adică e între 7 și 8, 7.50 și poate 8 cu niște indulgență. Doar că vreau să fiu foarte strict episodul acesta, deoarece mă simt rău. Plutul Caluga, bebe Caluga, cu o poză de polițai și o poză de... aici e cu șeful poliției când a fost promovat la polițist. O mini fermă, o să sparg ăla astea deoarece urăsc găinile. O altă mini fermă, deci are și de plante și de animale. Cu un salariu de... mamă, ce salariu, a primit 90 de năsoși. Noi, dacă v-ați uitat la video anterior, am primit 200 de năsoși salariu. Și aici vă care o fermă sub casă, s-a folosit foarte ok de spațiu. În altă casă vă care camere, niște chesturi, capul lui Iris. Și... opa. Și skin-ul... ok, n-am să întreb, chiar n-am să întreb. Nici nu mai vreau să intru. Caluga nota 8. Da, 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 nota 8 se potrivește. Ah, am uitat să merg la skin-ul lui Iris, că tot vorbeam de capul ei. O să mergem imediat, când ne apropiem spre mall-uri. Având în vedere că, oricum, ea cred că are vreo 5 magazine în tot mall-ul ăla. Hudinașu are primit un salariu de 50 de năsoși, deoarece n-a intrat pe server deloc. O fermă mică de oi, o fermă mică de găini, o fermă mică de morcovi, o sursă infinită de apă și un câine. Plus codul care este 1234 probabil, ok, n-am ghicit. Înăuntru nu cred că are mare lucru, doar că este doar skin-ul. Așa că Hudinașu... a, nu e Vlad! Le-am încurcat sinul înseamnă. Da, Vlad, bravo. Ești primul cu nota de 5. Ok, m-am enervat. Prea mult. Prea mult am stat să... și-a bătut și-o că e timpul meu. Da? Deci mi-am pierdut 30 de secunde să mă uit la o fermă. Știți ce puteam să fac în alea 30 de secunde? Puteam să fac rost de, nu știu, 5 diamante și 2 năsuși. Fugim repede la skin-ul lui Iris. Putem vedea că s-a inspirat foarte mult după Caluga cu țepia în spate. Caracterul Caluga are țepia, e practic părul lui, dar Iris e o salamandră de aia, de e pe care dispariție. Sper să dispară, sincer. Are o trambulină roz, un burger, care este al meu acum, un grătar. Ea a fost prima care a cumpărat mașina, dar ceva în sie plină de bani. Are o vacă, mai multe făcuțe. Multe pisici pe care aș vrea să le omor, că fac prea mult zgomot. Și... un terasă pe acoperiș, cred că asta e. Acum se intră pe skin-ul ei, mamă, dar are... iubește animalele, are pe o biluță și... un cult de patrocle cu multe pisici și... n-am vrut să intru în pat. Un chest, interiorul, mamă, îmi place cum l-a făcut, adică are mai multe... adică e simetric totul. Deci e foarte interesant și a făcut un spațiu pentru fiecare loc. Adică aici are bucătărie, aici are baia, aici e o zonă de chilianis, o zonă de citit, de făcut teme, că are examenul ăsta. Și e foarte interesantă căsuța plină cu animale. Acolo în spate mai mergea ceva, dar skin-ul e interesant. Adică a făcut fiecare detaliu, de la floare pe piept, cu țepi în spate. Nota nouă, ok? Mă simt bine. M-a făcut fericit skin-ul ăla așa colorat. Acum o să fugim repede de tot la mall. Și tocmai ce a realizat că l-am lăsat pe patrole singur în fața plotului și cred că stă acolo de 5 ore în timp de Minecraft. Și am ajuns în fața mall-ului cu patrole și nu m-am mușcat, încă nu-i supărat pe mine, încă. Și ca loc a intrat pe server, vreau să-i zic că skin-ul este urât, doar că a ieșit. Probabil știa că vreau să-i zic chestia aia. Și acum că suntem în fața mall-ului, a venit ziua morții. O să dau notă fiecărui magazin și spun la fel de strict cum am fost și cu skin-urile. Aici vom apărat de cafea și eu cred că deține lui
Jakey sau lui Kaluga, cred că e doar așa amul lui. Dar vede că tot suntem aici, o să începem cu magazinul Jakey de costume. Și sincer, tot ce pot să fac este să-i dau o notă mare. Adică e mafiot de-al nostru, mi-a dat un costum, l-am plătit totuși, doar că mi-a mai dat niște lucruri el. Skinul e urât, ok, e oribil skinul lui, doar că magazinul măcar i-a ieșit. O să-i dau nota 6. Iar Kaluga, Kaluga are un magazin de ghiozdane, de unde și de aici mi-am cumpărat un ghiozdan de ăsta de dragon, neburo de tot, ia uitați-l. Șmecher, nu? Foarte șmecher. Îl punem înapoi. Are niște prețuri destul de mari. De fapt, nu, stai, nu. Nu el are prețurile mari, nu? Dar, nu, are prețurile șmechere. Adică $5 un ghiozdan plus chestia asta destul de ieftine. Grappling hook, ciocan. Ah, și de la mine am și ciocan, ia uitați, boom. Da, o să-i dau nota 10, deoarece îmi place designul. E foarte interesant, cu nether, jumate așa, jumate așa, și are și niște plusuri care se potrivesc. Este destul de ușor să primești 10 când e vorba de magazine, știți? Următorul este Lucky. Magazinul de securitate al Lucky. Tocmai ce vă ziceam, că are o bază extrem de securizată. $10. Atenție, nu vă apropiați. Ce are mă aici? $50. Acesta e un videoproiector. $1. Cred că astea sunt cage-uri. Adică sunt cutii în care să bagi smoker-e și furnisuri pentru a avea parolele la el să nu folosesc altcineva. Care $3. $50 un sentinel, o ușă securizată, altă ușă securizată, aparat pentru ușă securizată, ăsta nici nu știu ce, logged players, what? Și asta, $100, și mă asta, dar nici nu zice ce sunt, what? N-are și loc carte, doamne cât haos, aici aș pui banii, guard securizat, bloc reinforcer, keycard și da, cam overpriced, adică în afară de chestiile astea pe care nu le prea le folosești cam deloc, restul e extrem de overpriced, nu-ți dai eu $50 pentru o turetă, doamne, nota și totul, doamne, uite și tu cum arată tot, e așa înghesuit, fără nicio descriere, de unde ar trebui să știu eu ce e chestia asta, e totem, ce e, nota 4, urăsc magazinul ăsta. Și o să-i dau, ia, unde am eu sign-urile? O să scriu, așa, sunt cel mai mare hater, cel mai urât magazin, Funny Salt. Na, să se știe. Am zis-o pe video, am arătat-o să vadă toată lumea, cel mai urât magazin. Următorul este unul dintre magazinul lui Iris, cred că are, nu știu, 5. Asta e un magazin de culori foarte simplu, doar că m-a ajutat foarte mult pentru a face prank-ul lui Jakey. Are niște plușuri foarte clean, alb totul, cu niște culori destul de interesante. Așa are skin, dacă nu înșel, roz, albastru și alb. Foarte interesant, nota 10, adică nu lipsește nimic. E un magazin de culori, e clean, e ok. E foarte ușor să dai note mari, cum am zis, la un magazin. Cât timp respectă ce trebuie. La skin-uri este foarte subiectiv, că ai tot felul de chestii, case, plot, skin. Aici e magazin de culori, ai pus culori, arată ok, nota 10, foarte simplu. Magazinul Leti, care nici n-a mai intrat, și din magazinul ăsta am cumpărat. Eu am fost foarte activ în magazine, am cumpărat de toate. Ori sunt foarte prost cu banii, ori sunt foarte bun cu banii. Voi decideți. Aici vedeți prețurile. Este destul de overpriced. De fapt, depinde ce vrei să cumperi, deoarece, de exemplu, de o băutură de genul se face foarte greu rost. Are tot felul de chestii, de la plușuri până la băuturi, care am auzit că sunt legale pe Skincraft, așa că nu prea am voie să dau o notă la acest magazin, deoarece aș intra la pușcărie. Așa că voi scrieți în comentarii nota magazinului skin-ului. Mă, ce? Nota magazinului, ok? Foarte simplu, foarte simplu. Aici, cred că e biroul celui care deține mall-ul. Și sunt două magazine care încă n-au fost cumpărate. Ceea ce este foarte trist. Iar eu nu o să cumpăr la subsol, deoarece nu sunt crazy. Oh, perfect, mi-am făcut și un waste-on la mall. Nu știam că există așa ceva.
Avem așa, aici e zona de restaurante. Avem restaurantul lui Iris, restaurantul lui Bogdan și restaurantul lui... nu știu acum e restaurantul ăsta, cred că e lui Caluga. Da. O să începem cu restaurantul lui Iris, care e foarte colorat, foarte... Nu știu ce are. Adică... Ce... Mamă... Aoleu. O să începem cu restaurantul Iris, care ar trebui să fie... magazinul 2 dolari. E practic de mic dejun, cu ouă, bezele, supă de pui, mac and cheese, iauzi. Stai, ce asta? E meniu. Ok. Mă, n-aș mânca, sincer, adică prefer de dimineață să... Nu știu, să mă duc la cimitir să mănânc niște dovleci de aia. Nota 4 la restaurantul ăsta. În continuare avem restaurantul Bogdan. Sau, e măcar restaurant? Suc de căpșuni, morcovi de aur, supă de pui, morcovi. Ce vine mă aici? Morcovi și suc? Doamne, este magazinul lui Iepurilă de Paște. Nota 2. Urăsc magazinul ăsta. Am devenit, nu știu, nu-mi place etajul ăsta deloc, îl urăsc pe tot. Aici ce e? Nici nu știu acu' e restaurantul ăsta, ceea ce mă deranjează. Doar că... Five Nights at Freddy's... Muci! Stai... Foxy... Bonicica... A dispărut Freddy! Muci! Ok, eu o să plec de aici. Îi dau nota 10, e cel mai tare restaurant. N-am călcat pe aici în viața mea. Și nu o să mai calc vreodată. Hai la Lucky dacă... Spart-o magazinul ăsta, îi dau foc. Nu o să mai calc magazinul ăla niciodată, deoarece o să anunț poliția Skincraft. Nu știu dacă să las un sign. Da, o să mă duc repede la polițai. Dar niciunul pe server, ceea ce e păcat, deoarece Caluga a ieșit. Și dacă nu înșel, cred că e magazinul lui. Da, nota 10, nu stau să n-am nimic de vorbit despre el. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, unul mai lung ca de obicei, deoarece am vrut să dau notă tuturor și să intru în detalii de ce am dat nota respectivă. Eu am fost FannySalt și nu uitați, dacă v-a plăcut episodul de Skincraft, apăsați butonul de like și dacă încă nu sunteți abonați, nu uitați să o faceți cu clopoțelul activat, deoarece altfel nu primiți notificare și nu știți când postez. Și pa, și pa!